Socotit drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu, George Călinescu a fost de asemenea istoric, literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. S-a născut pe 19 iunie 1899 la București, sub numele de Gheorghe Vișan. A fost crescut de impegatul CFR Constantin Călinescu și de soția sa Maria, în casa cărora mama băiatului, Maria Vișan, lucra ca menajeră. În 1907, mama sa naturală acceptă ca soții Călinescu, care nu aveau copii, să-l înfieze. A fost momentul în care numele său s-a schimbat în Gheorghe Călinescu și așa a rămas pe tot parcursul vieții. Și-a luat licența în litere în 1923 și a plecat ulterior la Roma după ce a primit o bursă din partea Academiei Române. În 1929 s-a căsătorit cu Alice Vera, fiica unor mici proprietari bucureșteni. Episodul, fiind foarte amuzant, al primei întâlniri a celor doi viitori soți, este descris cu lux de amănunte în romanul Cartea Nunții. Este autorul unor studii fundamentale despre scriitori români și după 1945 a publicat studii și eseuri privind literatura universală. A publicat monografii în volume separate consacrate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Filimon, Grigore Alexandrescu. În 1953 îi apare romanul Bietul Ioanide, iar din 1956 a avut o rubrică permanentă intitulată Cronica Optimistului în săptămânalul cultural contemporan.